ce e asta? Emi, ce e asta? Culcat. Acum. Azi la 12 avem avion spre Spania. O să plec eu și cu Nicu, fratele capitanului. Vreau numele complete. Nicu Nicolae Săvescu și capitanul Alexandru Săvescu. Scopul? Să închem o tranzacție. Ca să aducem în țară cocaină în valoare de 9 milioane de euro. Cu cine faceți tranzacția? Doi frați columbieni. Salazar. Când intră cocaina în România? Maxim 48 de ore de la încheierea tranzacției. Marfa e în Ucraina. Așteaptă să fie trimisă. Și pe unde o să intre? Pe unde nu o să fie gabări. Doar nu crezi că acum vorbesc cu oamenii mari, da? Pe unde o să intre? Am nevoie de timp ca să pregătesc flagrantul. Boss, crezi că eu nu știu cât îți ia să faci un flagrant? Întreabă-l pe el, că ne-am sincronizat perfect. Cine m-a implicat? Nico. Nicoleta Săvescu, verișoara lui Nicu și a capitanului. Sabin Costache și un grup de la Constanța. Condus de Romeo Stan, zis Romică. Domnul Oncescu, vreau să pun totul pe hârtie. Comunic doar cu dumneavoastră. Fără microfoane, fără supraveghere. Astea sunt condițiile mele, dacă vreți bine, dacă nu, am un avion de prins. Comunicăm când ajunge acolo și imediat, dar imediat ce se finalizează tranzacția. Păi altfel vă mai deranjăm. Tu ai gândit ca cel mama de aseară, nu? Ca să ajungi aici acum. Emi... Zi-mă, vreau să știu! Emilian! Ce să știi, boss, ce să știi? Cum se joacă hoții și vardiștii? Pe asta știe și un copil de 10 ani. Orice s-ar întâmpla, familia mea e nevinovată. Gina Oncescu, Magda Oncescu și băiatul meu, Bogdan Oncescu. Asta o punem pe hârtie. Mirela, vino să scriu un proces verbal. Să iei cafeaua mea. Oricum nu se mai dorme acum.